ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela, iar în clipul de astăzi am decis să vorbesc cu voi despre parfumurile terminate în anul 2022. Ei bine, știu că mai este până la sfârșitul anului, că suntem pe la jumătatea lunii decembrie, dar am decis să filmez acest clip pentru că, cu siguranță, nu voi mai termina un parfum atât de repede și dacă voi mai termina vreun parfum până la sfârșitul anului, va intra la parfumurile terminate în anul 2023. Am aici lângă mine cutia de la Advent Calendarul de la Sephora, cutia în care eu îmi strâng toate parfumurile terminate. La sfârșit fac o selecție și văd ce sticluțe păstrez și ce sticluțe duc la reciclat, dar zic să începem și să intrăm în parfumuri. Având în vedere că am peste 100 de parfumuri, consider că am terminat suficiente parfumuri pentru un om care folosește parfumurile de unul singur. Mai am câteva parfumuri pe terminate, dar nu sunt pusă neapărat pe terminat parfumuri. Pur și simplu mi se pune pata pe unul, îl folosesc, s-a terminat, mi se pune pata pe altul. Am momente în care, nu știu, folosesc Jimmy Choo o săptămână la rând sau folosesc Lolita Lempicka o săptămână și ceva la rând. Am momente în care mi se pune pata pe un anumit parfum, momente în care, nu știu, folosesc azi unul, mâine altul și așa mai departe. Dar asta fiind menționate, totuși am terminat câteva parfumuri despre care vreau să vă vorbesc și o să le iau în nicio ordine anume și la fiecare dintre ele o să vă spun dacă va fi recumpărat sau nu, în ce cantitate, dacă mi-a plăcut, dacă nu și așa mai departe. O să încep cu primul parfum terminat și este vorba despre Ariana Grande Moonlight. Nu mai știu exact ordinea în care le-am terminat, vi le arăt așa cum îmi vin la mână. Ariana Grande Moonlight este un parfum pe bază de prună, bezele și vanilie. Un parfum foarte frumos, care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este primul parfum mai scumpicel pe care soțul meu mi l-a cumpărat, iar sticla asta va fi păstrată pentru că se va duce în cutiuța cu amintiri pe care urmează să o deschidem împreună, cred că tot astăzi, și să vă arăt ce țin acolo, domnule? Ei bine, Ariana Grande Moonlight este un parfum care mie mi-a plăcut destul de mult. Deși persistența lui nu este una foarte mare, l-am folosit cu drag și mi-a plăcut. Este un parfum care mi-a adus foarte multe momente fericite, care m-a făcut să mă simt bine. E un parfum cu bezea, cu prună, un parfum mâncabil, un parfum jucăuș, bombonicios, care poate fi folosit în orice sezon. Mi se pare că se potrivește mult mai bine în serile de vară, când este cald și vrei să miroși și dulce. E un parfum absolut deosebit. Acesta cu siguranță va fi recumpărat, dar într-o variantă mai mică. Nu o să mai au varianta de 100 de mililitri, pentru că o termin destul de greu. Dacă voi avea ocazia și îl voi găsi pe vreun site într-o variantă mai mică, mi-l voi lua într-o variantă de 30 de mililitri, pentru că nu am nevoie de mai mult. Următorul parfum terminat și v-am zăpăcit cu el, am terminat unul și anul trecut, este Private Show de la Britney Spears. Uite, așa arată sticla asta. O să o păstrez, cred, pe asta mică, pentru că mai am acum o variantă de 100 de mililitri de la acest parfum. Este a doua sticlă de 30 de mililitri pe care am terminat-o. Am mai folosit una de 30 de mililitri jumătate, apoi am dăruit-o Andrei și mai am și o sticlă de 100 de mililitri tester fără capac. Ăsta este un parfum cu frișcă, un parfum cu clementine, un parfum foarte frumos, clementine, mandarine pe acolo, frișcă, cafea, dulce de lece, un parfum gurmand, dar mi se pare potrivit pentru vară. Iarăși un parfum gurmand pentru vară cu care v-am înnebunit. Era clar că voi termina Britney Spears Private Show. Un parfum care mie îmi place foarte mult și pe care îl folosesc atunci când îmi este dor de el. Și îl mai scot din când în când de la naftalina, inclusiv pe cel de 100 de mililitri. Un parfum care mi-a plăcut foarte mult, a fost recumpărat în foarte multe variante și am avut stoc de acest parfum tot timpul pentru că îmi place foarte mult mirosul lui. Este un parfum ieftin pe care eu l-am cumpărat de multe ori, nu are o persistență bombă, dar pentru un parfum de vedetă și la un preț destul de accesibil mi se pare super, super bun. Dacă prindeți vreodată ofertă la varianta de 100 de mililitri tester cu până în
150 de lei, vă recomand să-l luați pentru că este bombă. E bun de mers la culcare, e bun vara, inclusiv pe căldură. E un miros cozy, e un miros gurmand, are dulce de lece, are frișcă, are cafea, are clementină, are izul ăla citric, dar un citric dulce. Îmi place foarte mult. Britney Spears, Private Show, unul dintre preferatele mele. Și nu e cazul să-l mai recumpăr pentru că l-am în 100 de mililitri. Am terminat și un parfumel de la The Body Shop, Strawberry Eau de Toilette. Acesta, sincer să fiu, nu va mai fi recumpărat. L-am primit de la Natalia, era parțial. L-am terminat, va merge și el în cutiuța cu amintiri, dar nu este un parfum pe care să-l recumpăr neapărat. Da, miroase a căpșunii, este bun de parfum de mers la somn, de parfum de vară atunci când este cald afară, dar nu are o persistență foarte bună, iar parfumurile de la The Body Shop sunt un piculeț cam scumpicele. Un parfum drăguțel cu o căpșună destul de sinteticuță din punctul meu de vedere, dar merge. A fost ok, l-am folosit când mă duceam la culcare, l-am folosit când vreau să miros a fructe, a fost un parfum foarte bun. Un alt parfum terminat, este vorba despre La Petit Romnar de la Guerlain, unul dintre primele mele parfumuri de brand. Am terminat acest parfum pentru că îmi place foarte mult. Este cireașa mea neagră cu lemn dulce, cu vanilie, babetonca, ceai ușor afumat. Nu cred că mai este nevoie să-i fac vreo descriere lui La Petit Romnar. Un parfum elegant, foarte frumos. Un parfum care mi-a plăcut, l-am folosit uneori, îl mai dădeam și vara, l-am mai folosit și când mă puneam la somn, așa un puf, două, pentru că mă făcea să mă simt bine. Este unul dintre preferatele mele de la Guerlain, La Petit Romnar, pentru că îmi place efectiv mirosul acestui parfum. Un parfum absolut demențial și probabil va fi recumpărat. Momentan am Black Perfect în două variante, așa că nu are rost pentru că se asemănă destul de mult, dar și el este un parfum care mi-a plăcut foarte mult. Următorul parfum pe care l-am terminat este Hugo Boss The Scent Privat Accord. Aici avem un parfum cu cacao, cafea și mandarină, cred, îți dă vibe-ul ăla de portocală sau mandarină băgată în ciocolată neagră. Un parfum care miroase ciocolată, miroase gurmand, miroase mâncabil, miroase sexy, miroase addictiv din punctul meu de vedere, dar care are o persistență destul de mică. Și chiar dacă la apa de toaletă am recumpărat varianta în 50 de ml, ei bine, acest Hugo Boss Privat Accord nu va fi recumpărat pentru că am alte parfumuri care îmi plac mult mai mult decât el. A fost o nebunie cu el, l-am folosit, l-am iubit, l-am folosit seara când m-am pus în pat, l-am folosit ziua, l-am folosit primăvara, vara, toamna, iarna, l-am folosit oricând pentru că nu, neavând un sillaj, o proiecție foarte mare și nicio persistență foarte mare, nu deranjează. Un parfum ciocolatos, destul de drăguț, m-a mirosit foarte bine, mi-a plăcut foarte mult mirosul, dar nu îl voi recumpăra. Este unul dintre parfumurile pe care le-am folosit și atât, mi-a plăcut. Îmi place mult mai mult apa de toaletă, chiar dacă ține la fel de puțin, o folosesc pe timp de vară și mi se pare absolut genială. În schimb, ăsta, sincer, nu-i văd nici anotimpul în care îl poți folosi, nu strălucește în niciun anotimp. Mi-a plăcut foarte mult mirosul și de-aia l-am comandat, de-aia l-am și folosit, dar nu va fi recumpărat. Am mai terminat de la Sarah Jessica Parker New York City, un parfum floral fructat pe care l-am folosit seara când mă puneam la somn. Pe acesta l-am primit de la Alexandra, mi-a plăcut foarte mult și a fost foarte bun ca și parfum de somn. Avea și un iz așa moscat, un iz floral fructat, lejer, nimic ieșit din comun, nimic care să te scoată după aria de plutire, nimic care să te deranjeze în el. Un parfum de vedetă basic, drăguțel, dar nimic special din punctul meu de vedere. Dacă vă îndreptați spre zona asta de mirosuri floral fructate, da, vi-l recomand, este ok. Persistența are destul de bunicic, adică îl simțeam inclusiv dimineața când mă trezeam, dar nu este un parfum pe care să îl recumpăr.
ce-am mai terminat. Hai să mergem și cu variante mici. Am mai terminat o variantă de parfum pe care am primit-o de la Natalia. Este un parfumel făcut de cei de la Els Waikiki Vision Sour Cherry Edition. Fix așa mirosea. A Sour Cherry, un parfum de mers la culcare, deloc pretențios, mirosea înghețată de cireșe mai mult. Mi-a plăcut, dar nu este neapărat un parfum pe care să îl recumpăr. Apoi am terminat un decant din Scarlet Poppy, îl vedeți aici, de la Jo Malone. Îl am acum și în variantă mare, un parfum care îmi place foarte mult, un miros de mac foarte bine redat, cu boabe tonka, cu barley-ul acela cu fân. Un parfum foarte frumos care mi-a plăcut foarte mult. Am terminat decantul ăsta și am primit sticla mare de la Alexandra. Îmi place foarte mult parfumul. Am băut efectiv chestia asta. Mi-a plăcut super, super mult. Un parfum absolut demențial. Apoi ce am mai terminat? Un bombshell mic de la Victoria's Secret. Un parfum care chiar mi-a plăcut. Îmi place mirosul parfumului Bombshell, pe mine persistă și destul de bine, deci nu am avut probleme cu persistența acestui parfum, doar că are un preț de te doare mintea și nu cred că îl voi cumpăra vreodată. Mi se pare cam scump pentru un Victoria's Secret, dacă mă întrebați pe mine. În cel mai rău caz îmi voi lua spray-ul de corp din varianta asta Bombshell, dar... Nu, îmi place mirosul, este un parfum fructat, jucăuș, sparkling, efervescent, ușor floral, care te face să visezi bun și seara când te pui la somn, e bun și ziua, pe timp de vară, e super mișto, dar prețul lui ca și parfum mi se pare exagerat, nu are nici persistență de te dă cu craci în sus, mi se pare 300 și ceva, aproape 400 de lei pentru un Victoria's Secret, chiar mi se pare mult. Apoi am terminat o mostră de Mont Guerlain. Aceasta este mostra care m-a făcut să mă îndrăgostesc de parfumul Mont Guerlain și care mi l-a adus în colecție. Am terminat-o până la ultima picătură. Este un parfum pe bază de lavandă și vanilie, dar are mai multă vanilie și are un iz de biscuiți cu unt. Asta îmi dă mie, altora poate le miroase altceva. Dar îmi place foarte mult parfumul, un parfum foarte frumos, diafan, la granița dintre feminin și masculin, mi se pare ușor de purtat și de un bărbat, care mi-a plăcut foarte mult, nu-i nevoie să zic, am sticla mare în colecție. Un parfumel care mi-a plăcut foarte mult este acest Guess Seductive Red, mai am de la el varianta de 75 de ml. Ăsta este un Cloud pe cireșe. Dacă Cloud se duce spre pară și are nota aia de frișcă și așa mai departe, ăsta e un Cloud pe cireșe sau un Bacara Roșu pe cireșe. Are același vibe de zahăr ars, dar cu o deschidere de cireașă. Se simt cireșe, dar cireșele alea care se puneau pe torturi ușor confiate așa. Este o cireașă dulce. Nu e cireașa neagră din la Petit Trop Noir, ăsta este dulce de bubuie, un parfum foarte frumos, o apă de toaletă foarte frumoasă, pe mine persistă și destul de bine și îmi place foarte mult parfumul. Îl am în variantă de 75 de ml, am consumat aici varianta de 15 ml și mi-a plăcut super mult, un parfum chiar interesant. Dacă vă doriți un miros de cireșe pe o bază de Cloud, Guess Seductive Red și... persistă și binișor pentru prețul pe care îl are. Am mai terminat aici o variantă de 5 ml de Juliet Has a Gun Lipstick Fever, un parfum care teoretic ar mirosi a ruj, practic pe mine după ce miroase a ruj în prima jumătate de oră, după jumătate de oră miroase a Bacara Ruj. Un parfum frumos. Nimic de reproșat, doar că pe mine nu persistă foarte mult și mi-aș fi dorit ca acest miros să persiste pe mine, mai ales că el are bază de ambroxan. În general, parfumurile care au ambroxan pe mine țin. Nu este valabil și cu Juliet Has a Gun Lipstick Fever. Mi-l doream foarte mult, Natalia a fost foarte drăguță și mi-a dat și mie varianta asta de 5 ml. El ca miros este extrem de frumos, miroase a ruj vechi în deschidere, dar nu duce spre replica Lipstick Fever, cred că se numește, nu duce spre
Cum îl chema, mă? Maison Marcel la replica Lipsticon, nu duce spre Lipsticon, este un miros de ruj mai actual, zmeuricios așa, dar pe mine se liniștește într-o notă de bacara ruj și nu pot să zic că îmi place foarte mult lucrul acesta, pentru că eu de la Juliet Hezegan Lipstick Fever vroiam febra rujului, practic, și nici nu are o persistență foarte mare pe mine. Așa că am renunțat la ideea de a-mi cumpăra acest parfum, cel puțin pentru moment. Acum ce va fi, n-am de unde să știu. Am terminat și un parfum de 15 ml de la Jacques Bottini, așa arată el, se numește Velvet. Ăsta a fost un parfum floral pudrat, ușor fructat. Mi-a plăcut foarte mult, l-am folosit la birou, l-am folosit seara când mă puneam în pat. Un parfum superb. Predomină notele florale și pudrate. În acest parfum este și ușor fructățel. Un parfum foarte drăguț, în care nu deranjează. A ținut ceva timp pe mine, nimic de reproșat, undeva la 3-4 ore. Are și un preț destul de micuț și îmi place foarte, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Pe acesta l-am primit de la ei, am mai avut unul pe verde pe care l-am făcut cadou, dar mie Velvet mi-a plăcut cel mai mult dintre cele două. Are mirosul ăla ușor pudrat, o tentă de violet acolo din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut mult și mă bucur că l-am folosit și m-am bucurat de el. Următorul parfum pe care l-am terminat este Black Opium de la Yves Saint Laurent, un parfum pe bază de iasomie, vanilie și cafea. Cam astea sunt notele pe care eu le simt în acest parfum. Din păcate, acest parfum nu va fi recumpărat. Oricât de mult îmi place mirosul, oricât de mult iubesc eu Black Opium, oricât de bine ar mirosi pe mine, din păcate parfumul ăsta pe mine nu ține. Și nu ține nici măcar varianta intens pe care am primit-o de la Alexandra pentru a o testa pe pielea mea. Black Opium a făcut mare vâlvă, este un parfum foarte iubit, pe multă lume ține o veșnicie, pe alții nu ține deloc ca pe mine, dar pe mine acest parfum mai mult de 2 ore nu ducea în niciun anotimp. L-am încercat primăvară, l-am încercat vară, l-am încercat toamnă, l-am încercat iarnă. Nu am reușit să scot prea multă performanță de la el. Ca și miros vi-l recomand. Este un miros deosebit. E destul de mainstream, dar e un miros în care, un parfum în care se simte cafea, simți vanilie, simți un pic de iasomie. Pe mine se simțea foarte bine cafea. Dar din punct de vedere al persistenței nu vi-l recomand. Dacă doriți să vi-l cumpărați, mergeți vă rog și testați-l înainte în magazine. Dacă ține pe pielea voastră, luați-l. Dacă nu, nu vă duceți spre el, pentru că nu are sens, nu văd rostul. Un alt parfum pe care l-am terminat și îl am într-o variantă de 25 de ml este Idol Aura de la Lancôme. Eu iubesc extrem de mult parfumurile de la Lancôme, îmi plac foarte mult, am câteva iubite, am două variante de la Vie Belle, am Trésor La Nuit à la Folie și mai am câte ceva de la Lancôme, mai am Idol Aura. Uite așa a arătat sticluța asta micuță de 5 ml. De la acest parfum am avut mai multe mostre pe care le-am testat, apoi am avut varianta asta micuță și apoi mi l-am cumpărat într-o variantă de 25 de ml. Aici avem un parfum cu o deschidere de trandafir, are și sare și vanilie și este absolut superb. O combinație demențială și foarte bine făcută între un trandafir tânăr, sare și vanilie. Mi se pare absolut superb. Am încă jumătate din sticla aia de 25 de ml și este un parfum bun pentru primăvară-vară. Vă recomand să îl încercați ca și persistență. Credeți-mă că cel puțin, uite, la capitolul persistență pe mine Lancôme m-a, cum să zic, m-a uimit, pentru că pe mine persistă foarte, foarte bine. Apoi am terminat și o mostră de Baccarat Rouge 540, nu cred că mai are rost să vă vorbesc despre el, îmi place foarte mult, pe mine nu se simte mirosul ăla de stomatolog, pe mine se simte doar un miros dulce de zahăr ars și cam atât. Un parfum destul de aerat, îl simt persista pe mine,
Cei drept erau momente în care nu-l mai simțeam, dar apoi dacă mă mișcam, îmi revenea din nou în aria mea de miros. Un parfum frumos, dar care nu își merită banii din punctul meu de vedere, pentru că ingredientele din care el este făcut sunt destul de ieftine. Plătim brandul, plătim hype-ul, plătim orice altceva. Am clone de Baccarat Rouge și mă mulțumesc cu ele. Un alt parfum de terminat este Killer Queen de la Katy Perry. Pe acesta l-am terminat seara la somn când mă puneam. Asta pentru că el este o combinație între La Vie Belle și Flower Bomb de la Victor & Rolf, cu o notă pralinoasă și o notă de alune, nati. Și se simțea foarte bine crema de alune. Este un parfum frumos, un parfum dulce, combină note dulci, florale, e și un pic fructat, se simte și izul ăla de cremă de alune, dar nu ține. Așa că l-am folosit seara când m-am pus la somn, din păcate nu voi recumpăra acest parfum. Un alt parfum terminat și îmi pare rău că l-am terminat, dar mergem cutia cu amintiri, este vorba despre acest parfum de la Oriflame, Luminescence se numește, un parfum floral, fructat, dulce, absolut demențial, un parfum de primăvară, de vară, un parfum vesel, jucăuș, cu reflexii de lumină, chiar e luminos și efervescent, un parfum pe care l-am primit cadou de la Luminița Avram și mergem cutia cu amintiri. Este primul parfum pe care eu l-am primit de la ea, mai am aici un pic așa pe fund, doar cât să-mi aduc aminte de miros. Un parfum absolut deosebit, un floral fructat, dulce, dar nu atât de dulce încât să te deranjeze, nici foarte fresh. Pentru mine a fost bun în orice anotimp și mi-a plăcut foarte mult, păcat că cei de la Oriflame nu îl mai fac. Luminescence este unul dintre preferatele mele de la ei. Și având în vedere că este terminat, spune ceva despre el. Apoi am terminat un Yves Privé de la Avon, un parfum cu măr și mosc. Nici n-a mirosit pe mine, abia de l-am simțit, n-a avut nici proiecție, nici seaj, nici persistență. L-am folosit seara când mă puneam la somn, nu va fi recumpărat cu siguranță. Mai am aici o mostră de Kenzo Flower Poppy Bouquet. Am și varianta full size, mi este un miros de mac ușor săpunos, mi-a plăcut foarte mult parfumul, este extrem de bun pentru vară, un floral demențial pentru vară, n-are nicio treabă cu Kenzo Flower apa de parfum, miroase mult mai soft, mai delicat și are mirosul ăla de mac pe care eu îl simt, un acord de mac per total, mi-a plăcut și am de la el varianta full size. Un parfum pe care l-am terminat în două variante și îl am acum în 75 de mililitri. Chloe by Chloe. Uite așa arată ele. Am terminat aici varianta de 20 de mililitri și aici varianta de 5 mililitri. Chloe by Chloe este un parfum bazat pe un trandafir ușor verde, pe frezie și pe bujor. Astea sunt notele pe care le simt. Este un parfum rece de primăvară-vară. Absolut demențial, îl am acum în variantă de 75 de mililitri, dar asta vor merge în cutia cu amintiri. Doamne, sper să am loc! Un alt parfum care merge în cutia cu amintiri este acest parfum de la Gucci, varianta veche de la Gucci Gorgeous Gardenia, Flora Gorgeous Gardenia. Eu am primit-o de la Alexandra într-un colet foarte mare, un parfum care are pară și gardenie și miroase foarte bine, este un parfum fructat floral, mai am un stropșor aici pe care o să îl țin ca și amintire. Un parfum care îmi place foarte mult și mi-a plăcut foarte mult, l-am purtat, mai avea cam un sfert în el când mi l-a dat și am tras de el, dar am lăsat un pic aici să mai aduc aminte de miros și când îmi este dor de el o să pufăi tot parfumul ăsta. Pentru că este superb. Gucci Flora Gorgeous Gardenia, varianta veche, pentru că acum am văzut că are altă sticlă, un parfum deosebit, o gardenie frumoasă, fructată, bubblegum și așa, chiar a fost superb. Un alt parfum pe care l-am terminat este Ariana Grande Cloud. Uite așa arată el.
îl am și în prezent și în variantă de 30 de ml acest cloud simplu și mai am și cloud intens sau cloud 2.0. Aici avem pară, lavandă, pralină, frișcă. Atât pot să vă spun, miroase absolut demențial, mâncabil, duce și el ca și miros înspre Baccara Rouge, vestitul Baccara Rouge pe care toată lumea îl iubește și îl adoră, dar mi-a plăcut. Cloud mi se pare potrivit pentru orice anotimp. L-am folosit de primăvara până iarna și de iarna până primăvara, n-am avut nimic să le reproșez, l-am folosit și vara, n-a deranjat, pentru că este un parfum aerat. Cloud 2.0 este un pic mai intens, o să vină și o comparație între ele două. Dar uite, așa arată Cloud. Am terminat varianta de 30 de ml, imediat cum am terminat o soțul meu mi-a cumpărat încă o variantă de 30. Îi mulțumesc mult pentru acest lucru. Și da, am terminat și varianta asta de 30 de ml de Cloud. Și ultimul parfum terminat este vorba despre Escada Summer Festival varianta 2021. Un parfum cu gheață, floare de cireș și alte lucruri pe acolo, dar care mie îmi miroase a căpșuni. Nu știu ce are, ce nu are, ei nu listează căpșuni, dar eu simt miros de căpșuni. Un parfum floral fructat, absolut demențial pentru anotimpul de vară, încă îl am în colecție, pentru că îmi place foarte, foarte mult. Nu am început sticla de la acest Summer Festival 2021. Vi l-am oferit și vouă ca și giveaway. L-a câștigat Simona Stan, te pup Simona. Un parfum care mie îmi place foarte mult. Ei listează deschidere de gheață, pe urmă floare de cireș și apoi un lemn de santal. Mie mi se pare că miroase a căpșuni. O fi capul meu, n-o fi combinația pe care ei au făcut-o miroase a căpșuni, l-am folosit toată vara, mi-a plăcut super, super mult. Sticla asta am folosit-o 2 ani la rând, jumătate într-un an, jumătate într-un an, o am din 2021, dar nu o să deschid încă pe cea pe care o am în prezent de backup. Un parfum frumos care mi-a plăcut, încă îl am în colecție. Și cam astea sunt parfumurile pe care eu le-am terminat în anul 2022. Închid cutia, o pun jos lângă mine și voi pune în ea parfumurile pe care le voi termina în următorul an. Ne vom vedea la sfârșitul anului 2023 cu parfumurile terminate în anul 2023. Sper să fie mai multe decât au fost în acest clip. Cam astea sunt parfumurile terminate, atât eșantioane cât și sticle full size, am avut și variante mini, dar zic eu că a fost un clip interesant. Mie îmi place să văd așa cam ce termină lumea și mi s-a părut interesant să fac clipul ăsta cu parfumurile terminate într-un an, pentru că canalul meu a rămas destinat parfumurilor și atunci de ce nu să vorbim și despre parfumuri pe care le-am terminat, dacă ne-au plăcut, dacă nu, dacă le recumpărăm, dacă nu și așa mai departe. Sper că v-a plăcut acest clip, eu vă mulțumesc pentru vizualizare. Îmi cer scuze. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram cu ID-ul Coffee & Perfumes. De fapt, peste tot prin social media mă găsiți cu ID-ul Coffee & Perfumes. Like clipului dacă v-a plăcut, share pentru a-l împărtăși și cu prietenii voștri dacă vi s-a părut interesant. Dacă nu v-ați abonat la acest canal, nu uitați să o faceți, iar noi ne revedem cu mult drag la următorul clip. V-am pupat, pa, pa!